Dar nu e tractor la primărie, că am văzut. Păi e tractor la primărie, am văzut. Pentru localnicii din Moțăieni, Dâmbovița, a devenit deja o obișnuință ca în fiecare iarnă, după ce zăpada acoperă ulițele din sat, să înceapă curățarea lor cu plugul de lemn tras de cai. În plus, mai dau și ei o mână de ajutor. Ies cu lopețile și strâng omătul din fața curților. Și cu lopata să facem de lopata. Păi da, numai să avem voință. Așa e, la de noi. De ce? Păi n-au utilaj, n-au... Are un utilaj, dar dacă se zice că e stricat. E stricat. Da. Se fac cu cal. Păi da. Nu e cam... Păi așa e în secolul ăsta. În secolul ăsta. Da. N-avem utilaje, domn. Trecem la cea... Facem la F-ul mediu. Păi da, bineînțeles. Cu era primărie? Da, cineva zicea. Unul din băieții ăștia ziceau că e stricat. E stricat? Da. Vedeți, el a luat și e nou. Ce să fie stricat? Păi n-am făcut cu lopata. Ca pe vremuri, aveți dreptate. Ca pe vremuri. Da. Adică am ajuns în secolul ăsta. Am ajuns tot, deci în secolul 5, cred că suntem tot așa în urmă. În timp ce utilajul cu doi cai putere bate în lung și în lat ulițele comunei, edilul șef nu recunoaște situația și chiar se laudă că a și achiziționat un tractor cu lamă. Însă spune sec că nu are șofer angajat. Nu e adevărat, domnului. Deci noi facem dezăpezirea cu tractorul, că am achiziționat anul ăsta un tractor cu lamă, cu sărăriță. În moment nu avem angajat, ne ajută cineva, dar o să angajăm și tractorii. An la rând, cături întregi din localitatea Moțăieni au rămas izolate din cauza troienelor de zăpadă. Și atunci, ca și acum, dezăpezirea s-a făcut cu greu, cu plugul de lemn tras de cai.